și bine ai venit! Bine te-am găsit, Cătălin. Ce faci, cum ești? Nu mai pot de foame. Da? E foame rău, 24 de ore n-am mâncat deloc. Este Ciucă? Uite-te la el, uite pe fața lui, se citește foamea. Dar nu știu de ce se citește pe fața lui foamea, că îl ține și câte 48 de ore. 72 am stat. Dar este foame, atunci nu se exteriorizează. Haide să mergem. Deci, stai că avem aici valorile pe care le-am luat ieri și tableta să o conectăm pentru a vedea și telespectatorii. Începem cu știrile, iar apoi vorbim despre treaba asta. Da, hai să facem știri, după aia... O să-ți arăt de ce ne balonăm atunci când mâncăm foarte mult zahăr. Da, cred că e conectată tableta. Este dacă perfect. Ne confirmă și colegii din... Începem cu știrile interne. În Suceava, stai, uite, tu ne-ai așteptat. Să mai încercăm. Nu este conectată. Păi este, doctore, uite. Este conectată, da. Păi este, da. Acum s-a deconectat și acum să mai reconectăm încă o dată. Tehnologia asta ne omoară. De fapt, vorbim despre faptul că provincia începe să ridice încet, încet. Și asta este un lucru care îți dă speranțe la un moment dat. Știi? Adică până acum doar centrele universitare erau căutate și erau căutate pentru bolile acestea rare. Deodată începe toată lumea să facă, să se miște. Da. Hai că și în Suceava a primit recunoașterea, spitalul din Suceava a primit recunoașterea de centru de expertiză în domeniul bolilor renale rare, pentru că sunt boli genetice, boli care nu știi de unde să le iei și unde să le duci, la care trebuie niște analize speciale. Uh-huh. Și analizele astea speciale se pot face și în Suceava și se puteau face, dar a primit titlul de centru de excelență. Asta înseamnă că acolo, în Suceava, în zona aceea, spitalul acesta poate să rezolve unele probleme care nu se rezolvau până acum foarte ușor. Trebuia să mergi ori la București, trebuia să mergi ori la Cluj. Asta este foarte important, că începem să ne ridicăm peste tot. Și știrea externă este extraordinar de importantă. Există primul caz de om care s-a vindecat de HIV fără a face transplant de celule de la... Deci până acum, HIV-ul se putea vindeca. Există 5 cazuri de pacienți. HIV-ul este... Boala imunodeficienței umane. Este, de fapt, precursorul lui SIDA. Noi așa îi spunem, da, dar e precursor. Infecția cu HIV nu înseamnă SIDA. Ok. Și până acum... 5 cazuri de oameni care s-au vindecat și s-au vindecat la modul la care s-au luat niște celule de la un pacient care are o imunitate născută și se introduceau în acești pacienți. Doar că pacienții aceia sunt foarte rari, cei care au imunitatea născută. Ei, există în momentul de față, se numește pacientul Geneva, un pacient care pentru o boală a sângelui a trebuit să facă un transplant de măduvă și în momentul în care a făcut transplantul de măduvă s-a vindecat și de HIV. Adică omul nu mai are detectat HIV-ul în sânge. Și asta nouă ne dă foarte mari speranțe, pentru că există posibilitatea ca prin transplant să se vindece la un moment dat această boală. HIV-ul fiind o boală, un virus care îți intră în sistemul imunitar, preia controlul celulelor care se ocupă de imunitate și le face să nu mai gândească. Ele nu mai știu cum să se ocupe de imunitatea ta. Dar HIV-ul de la ce se ia? Se ia prin transmitere cu sânge. Adică prin relații sexuale neprotejate cu cineva care are HIV, prin transfuzii, prin, nu știu, mergi la dentist sau la frizerie, undeva unde să fie contact cu sânge. Prin ace, nesterile, trebuie să ne protejăm și noi. Trebuie să ne protejăm și noi, dar uite că avem vești foarte bune că se poate vindeca și lucrul acesta... Ajungem încet, încet spre un tratament care să fie curativ pentru toți pacienții care au HIV. Perfect. Okay? Hai să mergem la subiectul nostru cu diabetul, cu glicemiile crescute. Te-ai gândit vreodată de ce ne balonăm noi? Pentru că mâncăm prost, să spun eu, pentru că ne stresăm, pentru că... Dar mai există o cauză, pentru că mâncăm foarte mulți carbohidrați, foarte mult zahăr. Și vreau să facem un experiment. Avem aici drojdie și drojdia... Care e drojdia? Asta. Asta e drojdie. Da, drojdie după punem noi în pâine, după punem drojdie în aceea uscată la plic. Da. După pune domnul Nea Vasile la cozonac. Exact, Nea Vasile o pune la cozonac. Drojdia înseamnă bacterie, de fapt, că drojdia e formată din bacterii. Te bea colegul meu Dobrogea cu bere. E sănătos. Nu, stai, nu berea, n-am auzit. Dar drojdia, dacă mănânci din când în când niște drojdie din aceea crudă, aia să știi că e sănătoasă, pentru că are probiotice. Nu prea supraviețuiesc ele în stomac, dar oricum e sănătos. Și dacă punem peste aceste bacterii, care mimează bacteriile din stomac, din intestinul nostru, pentru că noi avem 2 kg de bacterii în intestin, 2 kg, și punem niște zahăr, okay? Adică mâncarea pe care o servim noi zi de zi cu foarte mulți carbohidrați, prea mulți carbohidrați. Eu am citit undeva și așa? Știi că sunt pe studiile astea, spunea cineva că e foarte bine din când în când să ții rețeta keto, dieta keto,
adică slabă în carbohidrați și bogată în grăsime. Și în proteine. Da. Da. Mă rog, nu s-o ții la lung, dar că te ajută să-ți dai un restart la organism. Eu sunt de acord cu asta, că am o singură mențiune. Trebuie să faci extrem de mult efort în perioada aceea. Mult efort ca să arzi grăsimea, că dacă nu, grăsimea se duce și își face de cap pe interiorul vaselor. Deci ok, keto. Am pus foarte mult zahăr, adică 5 lingurițe. O să punem în aceeași cantitate de drojdie 2 lingurițe de zahăr. Amestecăm bine de tot. Deci aici ai spus 5 lingurițe de zahăr? 5 lingurițe de zahăr cu aceeași cantitate de drojdie, 2 lingurițe de zahăr cu aceeași cantitate de drojdie și doar drojdie. Și acum o să am nevoie și de ajutorul tău, o să facem următorul lucru. O să luăm... Nu crezi că mi-ar trebui și mie halat? Ba da, mă, Cătălin, data viitoare trebuie să-ți aduc un halat. De asta zic. O să facem așa. O să te rog, da, să verși în fiecare sticlă câte un castron. Deci pun, da, aici sunt 5 lingurițe de zahăr, da, cu o cantitate egală de drojdie, cum sunt și în celelalte, exact, boluri, da? Da. Perfect. Bun. După care în sticla a doua, oameni buni, da, vom pune aceeași cantitate de drojdie, cu mai puțin dar zahăr, cu 3 lingurițe de zahăr. Exact. Pentru că este un experiment care o să vă placă foarte tare. Da. Iar în cea de-a treia sticlă, oameni buni, vom pune doar drojdie. Doar drojdie. Fără zahăr. Fără zahăr. Deci bacterii cu puțin zahăr, bacterii cu foarte mult zahăr. Și acum adăugăm apă peste. Adică apă, noi avem apă în interiorul nostru și avem și o apă cu temperatură crescută și o să vezi că apa aceasta, adică este... Adică e apă caldă. Apă caldă. Este un pic călduț. Deci asta trebuie să ține minte. Deci aceeași cantitate de apă să se observe. Da? Da. Ok, și te rog să faci tu același lucru cu celelalte două. Cum să nu? Iată, mă, de asta sunt aici, așa, doctore. Perfect. Să nu greșesc sticlele. A, uite aici, de la șpriță știu asta. Bun. Ok, și cu ultima să faci fix același lucru și între timp o stai mai... Da, asta cred că e a doua. Nu, asta este cu cel mai mult. Da, asta este cu cel mai mult și aia este asta cu... Asta e perfect. Amestecăm foarte bine. Puteți să faceți și dumneavoastră acasă dacă nu ne credeți pe noi. Amestecăm foarte bine să se omogenizeze. Da. Și punem deasupra câte un balon. Acolo e cel mai mult. Cel, da, mai mult. Deci trebuie să ținem minte că asta este cel mai... Verde. Bun. Bun. Cel mai mult. Deci aici avem 5 lingurițe de zahăr. Exact. Stai că am un marker. Ai un marker? Greta, ai un marker? Nu trebuie să omogenizezi? Aici, ba da. Omogenizăm acum că nu e nici. Și la aia cu drojdie simplă ai omogenizat? Da. Dacă nu fac acum. Uite că deja a început să produc. Da. Și pe aia ai omogenizat-o și nu s-a umflat? Nu contează. Avem răbdare. Păi nu, aia nu s-a umflat deloc. Avem răbdare. Să vezi, la un moment dat că o să ajungă mai ridicată decât toate celelalte. Nu cred. Facem un X, eu așa sper. Dacă deci nu aici, fi noi astea, da? Asta e 5 lingurițe, da? Da. 5. Punem 5. Acolo nu sunt 3. Acolo sunt 3, sigur. 3. Asta 5. 3. Da. 3. 5. 5. Și 0. 0. E vorba de lingurițele de zahăr, ca să nu greșim. Ok. Le și acum le lăsăm aici. Deci ai pus aceeași cantitate de drojdie, da, unde scrie 5, am pus 5 lingurițe de zahăr, unde scrie 3 lingurițe de zahăr și unde scrie 0, 0 lingurițe de zahăr, da? Exact. Observ că deja începe să se vadă o diferență. Observ? Doctore, s-ar când, putea, da, când revenim? În 10 minute, într-un sfert de oră, la sfârșit trebuie să ne uităm. Probabil că o să stăm și mai mult. Și ieri, după cum... Știți, am început să facem un experiment. Eu, Ciucă și cu Greta, nu am mâncat 24 de ore. Yes. Yes. Și am măsurat înainte, adică ieri, am măsurat și glicemia pe care o aveam. Da. Și acum vreau să ne luăm iarăși glicemia. Eu pot să vă Greta, spun Greta, te rog frumos să vii în cabinet. Hai. Hai. Ia-mi loc, Gretuța. Și Ciuca. Bună ziua. Hai. Și Ciuca. Unde stai, Cătă? Unde stau eu? Eu stau acolo la dreapta doctorului Ciucă. Eu stau aici. Stau aici ca să nu stau pe spatele la cameră. O să stau Ciucă, eu la mai stânga, minte doctorul. cât avea ieri? Am eu notat, doctore, că de asta sunt asistentul perfect. Mulțumesc. Deci Ciucă, aveam ieri glicemia, da, 113. 113, hai să vedem cât este astăzi. Și avea și tensiune. Și mă și cântăresc. 15 cu 10. A, deci ești mândru că ai slăbit clar. Da. Da.
24 de ore de nemâncat, doar 24 de ore. Deci, sunt oameni care... Acești cetățeni, adică Radu, doctorul și Greta, 24 de ore n-au mâncat și vedem cum a influențat acest lucru glicemiile lor și în același timp tensiunea. Tensiunea l-ai luat-o, doctore? Tensiunea nu le-am luat-o, dar mi-am luat-o mie. Ba da, mi-ai luat-o înainte. Ba da, ți-am luat-o. Da, dar nu mai ține minte. Ia, uite, stai un pic să o luăm pe rând. Asta ieri a luat-o. Da. Nu, da, azi dacă ți-a luat-o. Nu, azi nu. Ieri mi-a luat... Ciucă, 88. Cât aveam ieri? 113. 88. Și ce înseamnă asta? Îți scade glicemia, îți scade și insulina. Dacă îți scade insulina, devii receptiv la insulina. Adică îți scade rezistența la insulină. Glucoză scăzută înseamnă insulină scăzută și asta mai departe înseamnă că ai, încep să te depărtezi de diabet. Dar asta cât timp... Sau, de fapt, asta înseamnă să mănânci o dată pe zi. O dată pe zi, exact. Drumul asta, să mă... Și da, te rog, sigur. Aranjez. Și eu nu recomand să se facă postul acela foarte lung, adică de 7 zile, de 5 zile, de 7 zile. Mie mi se pare totuși că te duci spre denutriție. Dacă poți să o faci, fă-o, ok. Și dacă o faci o dată pe an sau o dată la... Exact, nu foarte des. Nici de 3 zile nu e bine să-l facem foarte, foarte des. La stânga se face. La stânga nu contează să știi stânga sau dreapta, dar se, într-adevăr se recomandă nu la... Nu contează, ieri mai pus să-mi pun la stânga. Numai da, doctor. Pentru că inima e pe centru cu colțul, bravo, partea de jos îndreptată. N-am venit degeaba. Vedeți, deci dacă după un an cu doctorul Marius Sava dau la medicină, am șanse să fiu ultimul înainte de linie, e ok tot. Greta ieri a avut 101 glicemia. Ceea ce nu, ea oricum mănâncă foarte puțin. Ea mănâncă puțin pentru că, iată, și trupul ei ne spune acest lucru și acum are 102. Mm. Are mai mult. Ceea ce mie mi-ar indica o anume rezistență la insulină. Și eu mi-aș face, dacă aș fi în locul tău, indicele HOMA. Costă 70 de lei, Greta. 70 de lei, facem, dacă asta este. Da. Și ultimul eu. Deci Greta are o rezistență la insulină? E posibil, nu știu. E posibil. Toleranța alterată la glucoză se numește și cumva... Dar ar trebui făcut ca să fim siguri că... Să n-ai mă ajută că știe de exemplu care. Ciu că n-ai pus bine la trebuie să-ți vină pe aici. Trebuie făcut, da, trebuie să vină cablu aici. Scuze, oprește. Și de ce e bine? Pentru că sunt lucruri care se pot face. Acum, adică mai multă mișcare, mai multă apă. Așa? Adică, sau pe interior ăsta? Săraca Greta, nu ai pe apă și pe mișcare de 6 luni de zile. Sper că nu e nicio genă care să... Nu. Nu. Ia să vedem. Sava a avut ieri 108. Ai emoții? Nu. Te ajut? Mă descurcă de fiar. 108. Stai, Greta, deci, oameni buni, ideea e în felul următor, că dumneavoastră cei de acasă, practic, puteți să vă... Asta e demonstrat științific, că puteți să vă scădeți glicemia. 112. Și ieri aveai 108. Păi da, eu am toleranța alterată la glucoză prin faptul că am indicele HOMA. Știi că ți-am zis, eu am indicele HOMA 3,3. Știi că și eu, da. Da, acolo este. Ceea ce mă predispune cumva la a avea diabet. Nu înseamnă că am diabet. Nu înseamnă că am diabet. Dar mă predispune la a avea diabet. Și dacă mă predispun la a avea diabet, este momentul ca eu să fac niște schimbări în viața mea. Și mai e ceva. În condiții de stres, cum sunt eu acum, adică mă pregătesc să vorbesc corect, și se eliberează glicogen din ficat. Adică ficatul nostru folosește și ultima rezervă de glucoză și o folosește ca să... Da, înțeleg. Deci, ce practic, tu și Greta ce trebuie să faceți? Băiatule, a căzut la 5. Mama. S-au umflat drojdia. Cătălina, asta este un semn. Stai. Știi vorba aia că s-a umflat drojdia de anea? Dar lasă-mă pe mine, te rog, să facem ceva. Mama. Așa se întâmplă și în stomacul nostru, în burta noastră. Chiar așa se întâmplă. Când mâncăm foarte mult zahăr, dintr-o dată bubuim și simțim că nu mai putem să respirăm. Băi, ești nebun. Așa mi se întâmplă mie, doctor. Uite! Stau așa leșinat după ce mănânc. Și într-o dată încep și te umpli și te umpli și te umpli. Noroc că stomacul, că burta noastră nu este un spațiu închis, cum este balonul ăsta. Că dacă ar fi, poc, și se duce. Ba, încep să dai într-o parte, ba, în alta, adică iese aerul. Mm-hmm. Dacă te simți cu chestia aia așa și nu mai poți, știi, adică evita zahărul, oameni buni. Mamă, deci ăsta de 5 ani ce pleznit ești, nebun? Dar n-am curat să-i dau drumul, dacă e drăguț cineva să vină să-l ia de aici, că dacă îi dau eu drumul, asta este Greta, uite, te rog, te ține așa. Ține. Hai, doc, că mi-e tensiunea. Da, cum să nu? Am fost puțin ocupat, Ciucă, dacă mă ierți, pe mine, te rog. Iartă-ne. Da, am fost puțin. Stai un pic, să le explicăm, doctore, telespectatorilor noștri, că practic asta s-a întâmplat sub ochii lor, pe la spatele nostru, și da? Și fără să simțim noi nimic, da, dintr-o dată s-ar putea să se întâmple și cu asta la fel, nu știu ce să zic, cu asta e mai puțin zahăr, să și vede că e mai puțin zahăr, nu s-a umflat așa tare, dar aia dintr-o dată s-a umflat foarte tare și s-a spart.
Deci stai un pic, asta este dovada foarte clară că asta se întâmplă în stomacul tău dacă bagi zahăr în tine. Intestine cu bacterii, cum e normal, să avem bacterii intestine, plus zahăr, combinație proastă. Combinație proastă, deci zahăr cu? Cu bacteriile pe care noi le avem, pe care nu putem să le evităm, și cu stomacul nostru. Deci dacă pur și simplu, dacă mănânci mult zahăr, te balonezi. Spre deosebire, uite, bacteriile care fac foarte puțin gaz, ele singure. Foarte puțin gaz. De ce bei mai mult? Deci aici e zero zahăr, da. Și au făcut puțin gaz. Puțin de tot. Și le-ai agitat pe amândouă la fel. Toate. Ăsta este cu 3 linguri de frică. Zahăr. Dar ăsta e cu 3 linguri de zahăr și încă nu s-a spart. Și ăsta, uite, fii atent că se umflă iar. Cu 5 linguri de zahăr. Știi ce înseamnă 5 linguri de zahăr? Înseamnă două pahare de suc. Suc negru. Asta înseamnă. Te balonezi. Și zici, bă, dar de ce mă balonezi și nu tolerezi nimic? Păi știi de ce? Că mănânci foarte mulți carbohidrați. Și carbohidrații ăștia se găsesc în foarte multe alimente, în majoritatea alimentelor. Da, mi-a plăcut demonstrația. Fii atent că o să... Gata. Ciuca, ai 103, ai 13 tensiuni, ți-a scăzut cu 20. Adică sistolica. E bine, nu? Extraordinar de bine. Și mie mi-a scăzut, să știi că mi-am luat. Și am și slăbit un kilogram. Și am și... Băi, doctore, mai speria de asta. Ce vorbești, nu să mănânc. Zahărul din noi. Acum cred că pot să-i redau Gretei ca să nu mai suferim de încă un accident aici, că asta o să cadă. Greta, și mirosim și a bere. Mi se pare că miroase a pâine caldă. Ce faci, Greta? Stai, Greta. Pe unde o iau? O iau pe aici, că voi... Ăsta poți să-l lași, că ăsta nu pățește nimic. Poți să-l lași acolo, să vedem cât, se... ai venit, cât de tare se umple. Hai, mergem la tablă. Mergem, hai. Am mâncare acolo, îmi iau lingură. Am pus pe mine drojdie de doctore. Ce jos este. Etica. Nu mâncați mult zahăr. Mâncați mult zahăr, vă îmbolnăviți. Fii atent. Facem în felul următor, pentru că n-are rost să întrerupem momentul. Trebuie să facem și puțină curățenie aici, în curtea școlii. Da. Să luăm o scurtă pauză de publicitate și apoi revenim și la chestia practică pentru telespectatorii noștri, ca să nu întrerupem și să fie concentrați, da, cap-coadă. Ideea e că v-am arătat experimentul, ați văzut partea practică și trecem imediat cu doctorul Marius Saba la partea teoretică. La partea teoretică. Și nu întrerupem, tocmai de-aia luăm publicitatea acum și ne întoarcem imediat.